Măicuță dragă, cartea mea, găsească-mi-te în pace. Pe aici vânt și vreme grea, și Antonala ne-i zace, de 4 luni și slab și tras, să-l vezi că-ți vine plânsul, că numai oasele au rămas și sufletul din trânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte aici nu șagă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal un fulgera, un plumb simți că vine, și n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum și așa s-o cot, că nu va trece luna și-o-i fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să aduni la tine satul, de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi și ologi, Hristos să-i miluiască. Tu mergi la popa în sat să-l rogi, o slujbă să-mi citească. Puteri de nu vei fi având, de plată vorba-i lasă, că voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu acasă. Pe nuțul vi-l lăsasem mic, cu creștetul cât masa, o fi acum ștrengar, voinic, și vă răstoarnă casa. Făcutu-i ați și lui, la fel, căciulă cum am vrut-o. Aveam o piele în pod, de miel, doar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă. Cea veche, nu știu, este ori nu-i, și-o fi acum și roasă, de când rugina scurmă în ea. Să-mi văd, odată ar sfântul, cum cade iarba în fața mea și-mi bate în plete vântul. Ea lupte-se cum bieto știi, că așa ne dăte soartea, că și noi ne-am luptat pe-aci, cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi i ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și i-am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșea pe afară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe Osman nebiruitul, că l-am împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști să joace hopa tropa, că nu puteam să batem moști. Dar poate taica popa v-a spus de prin gazeturi tot, el cum și-a dat șuncanii, acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi banii. Mă doare în piept, dar nu să țip, și așa mi-e dor de acasă, și aș vrea să plec, dar nu e chip, că vădă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât o lună chinuită, și o să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul. Și-am tot lăsat până a fost viu să-mi țin acum cuvântul, să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae.